Hei, salut prieteni! Am revenit după o pauză de aproximativ 5 zile, o săptămână, ceva de genul. După cum știți, cei care v-ați uitat la penultimul video, a trebuit să fac o operație și am stat în pat cam până acum. De ieri așa am început să mă mai ridic în picioare, să mai merg. Încă sunt în perioada de refacere, n-o să pot să-mi reîncep programul normal, cred că pentru încă vreo săptămână. Dar săptămâna asta vor veni mai multe videouri decât au venit săptămâna trecută, cu siguranță. Haideți până una alta să-i dăm drumul la episodul 6 din Povestiri Nebune. Dacă nu știți despre această serie Povestiri Nebune, vă las în descriere primele 5 episoade pe care trebuie să le urmăriți înainte ca să înțelegeți ce se întâmplă în episodul 6. Și după ce le-ați urmărit pe toate, puteți să continuați acest video. Haideți să-i dăm drum. Doar poveste, după faza cu Cehia, intrasem noi într-o un fel de relație de amiciție și de afaceri cu un tip de la Cluj, care conducea filiala străină în România unei firme de multilevel marketing. Okay. Fiind tot felul de chestii în sistemul MLM. Nu mai dezvoltăm, că știi rotul. Da, deja. Așa. Și tot veneau, făceau infouri, prezentări de produs, toate căcaturile lor. Și făceau și în Iași, așa fiind un oraș mare, era o bază de clienți importantă. Lipit ușor de băiatul ăla. Și când mai aveau la, e filmarea din Cluj, când mai aveau la Cluj simpozioane, întâlniri de-astea mari din țară, pe fondul lor de protocol, ne chema și pe noi. Nu plăteam cazare, nu plăteam masă, piscină, nimic. Da? Noi plăteam doar benzina la mașină, sunt doar. Dar după un astfel de eveniment, plecând târziu din Cluj, am ajuns să trecem pasul Tihuța, trecerea dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei, să trecem noaptea. Întunecat era târziu, deci cum am trecut de castelul Dracula, de Piatra Fântânele, mergând spre Vatra Dornei, eram deja în coborâre, de un mers de la Uriaș 500 sel, cu numere de Moldova, de Reșcani, un tip de 2x2, așa, care făcea semne în drum. Ați dat seama că au fost fracțiuni de secundă între a lua o decizie dacă oprim sau nu oprim. Unul a zis, bă, nu oprim că ne ia mașina, ne bate și nu mai și pune. Eu am zis, hai să oprim că să vedem ce vrea, că nu cred că dacă are un asemenea mers o să ne ia, nu, o Dacia de căcat. Și am oprit. A venit omul, vorbea, rupea românește, explicat că s-a defectat nu știu ce la Mercedes și că vor să ajungă într-un oraș mai mare să caute piesă. Atunci am rememorat faza care o pățisem noi cu un an în urmă cu mașina lui Neamișu în Ungaria, cu corana cu bilet din capul planetarii. Bă, hai să vi ajutăm cumva. Și am zis, hai, urcă-te cu noi în mașină, mergem la Suceava sau la Iași, în ultima instanță, orașele mai mari, și îți cauți piesa. Păi ce, nu pot să merg, că sunt șeful aici. Păi zic, cine e șeful? Te văd pe tine singur. Că nu, șeful e în mașină, noi îl păzim. Păi, voi care voi? Că e unul care stă în mașină cu el. Dar pur nu ceva neregulă, știi, cu șeful, că și-l păzesc, cu zic, bă, dar șeful vostru e militar, e... E militar, nu e militar, e... E șef. Bine, am înțeles, e șef, nu ne interesează șeful, cui, al nostru nu era sigur. Păi zic, ce vrei să fac? Păi ce, să ne remorcați? Păi zic, bă, prietene, mașina mea sau mașina ta e mai grea, e de două ori mai grea decât mașina mea. Cum îți imaginezi? Da, cum îți imaginezi tu că eu cu coașa de Dace o să te trag pe tine? Păi ce și cum să facem? Să vină o mașină mai mare. Păi o fi venit de la mai mare, dar nu garantez că o să te ia. Noi aveam în portbagaj o bară de aia de remorcare făcută de meșteri, știi? Strungari, în sensul că avea vreo 4 metri lungime, dar era cu filet. Și puteai să o înfileteze, avea vreo 80 cm, așa, 70 cm, dar era din 4 sau 5 bucăți. Dacă mă apuc să te trag cu mașina, ambreiajul meu s-a terminat. Pe lângă piesa ta trebuie să ne repari și mașina mea. Reparăm, avem dolari, nu-i problemă. Nu-i problemă? Nu-i problemă. Aia ești cu Cristi, bă, domnul Cristian. Sunt la piciorul, trage de mașină până cale și ne face și noi motorul, cutia. Repara, asta e. Îți dai seama că te-o să-mi dea o mare țeapă. Îți spune ce, ți-a stricat eu mașina? S-a stricat o singură. Da, atunci puștan tineri a zis, bă, te credeai, îl crezi și credeai pe ăla de în fața ta, știi, mai merge și pe cuvânt. Băi, ce teclam la șufă, la bară pe ăla. Nu-ți imaginezi cum urla motorașul de pe Dacia și cât de greu am reușit să... Era atât de greu, era? Era un 500 SL din 91 sau 90 sau 88. Nu mai știu din ce an era mașină. Te uiți tu pe net și vezi cam cât de grea era una de asta. Avea cel puțin o tonă jumate. Problema nu era la deal, că până la urmă la deal dădeai cu a doua, cu a treia și o duceai. Problema era la vale. Începeai să cobori pe serpentine, că nu mai puteai să ții Dacia, că venea bolovanul din spate, știi? Ok, uchiu cu vai, într-un final am ajuns la Suceava, am stat cu aia până dimineață, țigări, că atunci fumam. Între timp am aflat cine era șeful din mașină, era un șmecher mafiot de pe la Reșcani, dar în vârstă, știi? Cred că avea peste 60 de ani. Așa, un animal de la era. Cât de greu e? 1655. Nu, poftim.
Și Dacia avea 900 de kg. Avea 900 de kg? Da, cred că da, nu mai știu câte Dacia. 1300? Da, cred că avea 900, 1310. 940. Nu, deci era aproape dublu. Da. Uită-te, nu știu mecanic cum a rezistat motorul ăla. Ambreiajul s-a dus. Da? Deci în final ambreiajul s-a vărzuit. Nu. Dar băieții au plătit. Au fost paroliști. Și am stat cu ei până s-a deschis magazinele prin Suceava, că mi-am prins Suceava prima dată. N-au găsit ce căutau, dura foarte mult și au zis următorul oraș. Pe zic, următorul oraș e Iași. De la Suceava la Iași mai mănânc un vagon de pâine, adică mai am de mers încă. Suceava la Iași vreo 145, cam așa. Păi ce-o nimic dacă am trecut muntele cu mașina, că ziceau că au trecut muntele, că am urcat și am coborât mestecănile. Dacă am trecut muntele cu mașina, cât mai e pe drum, în timp ce mai avem un munți de ăștia, nu mai avem. Ok, am adus în Iași, băieții s-au cazat la hotel la Moldova, am ieșit seara în oraș, am plătit noi masa, am vorbit cu cineva să le aducă piesa, a durat 2-3 zile până a venit piesa respectivă. Le-a reparat-o, ne-a reparat și nouă, deci chiar ne-au plătit reparația la mașină. Schimbat ambreiajul, l-am pus nou. A rămas că la moșul mafiotul a zis, bă, dacă vreți să faceți un business ceva, dați telefon de pe fixul vostru, că atunci puteai cu prefix, sunai și internațional, fi deja, nu mai făceai comandă prin operator. Și una asta, noi s-au venit până la noi, că e aproape, făceam vreo 3 ceasuri de la Iași, deci, și discutăm. Bine, noi am mai mers la ei așa doar de curtoazie, știi, și când ne-am dus prima dată, deja asta e mișto de povestit. Pentru un weekend ne plictiseam, bă, ce facem, ce facem? Hai la moșul Arășca, hai la el. Spune-mi Ivan, da, cu aspirativ. Am trecut, bine, atunci în 96, trecea în Republica Moldova, era imposibil să te oprească un polițist, da, era un sistem de la prost de oprire. Nu te oprea frumos, cu gest larg, cum oprea poliția română. El îți făcea așa, cu mâna, știi? Tu puteai să te-a salutat. Salut, noroc! Treceai de el, trăgea după tine, adică nu ce n-ai oprit la semnal. Păi ăsta-i semnal. Și ei te opreau și începeau să te caute. Ce-ai în port bagaj, ce-ai acolo, dar pentru mine ce ai, să-mi dai? Păi, na, dă-și tu. Un dolar, doi dolari. Păi n-am dolari, frate. Deci unul mi-a luat brelocul de la cheie, de la mașină. Era un breloc, nu mai știu cu ce era, ca un fel de glob pământesc, micuț, așa. L-am dat pe ăla să scăbel. Ajungem în Rășcan prima dată, poliția la intrare. Unde mergeți? Păi mergem la Nea Ivan. Uite, cine e Ivan, bă? De unde știți voi pe Nea Ivan? Prima oară este că nu știe cum îl cheamă. Sau nu te-a oprit, prima oară. Nu m-a oprit prima oară, nu pot să spun ție acum cum îl cheamă. Noi știam cum îl cheamă, de când a fost acolo. De când l-am remorcat. Ah, ok. Eu am înțeles că nu știați încă cum îl cheamă. Nu știam exact ce face el. Ah, ok. Știam cum îl cheamă, dar îi spunem... Nu, am înțeles că domnul Ivan. Știați. Atunci, în prima fază, nu știați cum îl cheamă. Okay. Că s-au recomandat, ne-am cunoscut în... Ok. Noi mergem la domnul Ivan. Păi de unde știți voi pe domnul Ivan? Cum? Noi l-am ajutat în România cu preparația mașinii. Aștept la mașină. La mașină. Noi nu știam exact ce face. Dar zic că are și el o firmă, ceva, o firmuliță. Fii asta, polițistul înapoi, haideți după mine. Ca cu mașina, cu girofar de ala. Ne gândeam, mă, ce căcat în Rășcan, că dai ocol cu pișatul dacă bei mai multă bere. Să trebuie girofar. Dar mă rog, m-am dus ăla în față la sediul poliției. Zic, băi, să-i să-mi bat picior, să vezi ce beleam intra noi cu ăsta. Dar la jos de mașină ne arată, ce parcați aici? Că aici în curte la poliție? Da. Am parcat în curte la poliție, peste șosea. Peste șosea, din afară, stătea așa un fel de barcă ăla din las fierbinți, știi? Un fel, bine, era mai dichisit un pic, dar cam ca o bombă de-aia. Păi zic, ce căcat mare, unde afaceri? Merg, era parcat într-adevăr, l-am văzut ulterior. Hai să mergem. Intrăm prin bar, într-adevăr, bombă de-aia, spune-mi poziție, tu ne conducea, știi? Trece de salonul principal, intrăm în salonul secundar. Ei, a fost exact ca în filmul ăla cu Eddie Murphy, Prințul din Zamunda, care stătea într-un bloc de răpănaș, când deschideai ușa, era un mega apartament, știi cu ce altul. E fix așa a fost moșul, știi? După ce am trecut de bar la ordinar, frate, o curte interioară, cu plante, cu nebunii, cu fântână arteziană, zic, păi, mă ciupezi, nu-i adevărat, știi? Apare moșul, o, ce face, să trăiți, să trăiți, nu, barul ăsta era când veneam noi. Vodcă, gogoș și fete. Vodka nu se bea până aici cu câte un pahar. Deci erau sondele alea din care bei beri de jumătate de kil, se făcea o sticlă de jumătate de litru, se turna integrală în sonda respectivă, bottoms up. Dacă beau o sticlă de vodka de jumătate, pe lângă faptul că pic fulgerat, îmi explodează ficatul. Nu se poate. Mie nici ei nu beau dintr-un gât.
Da, 100 odată o luau. 2, 3 tot. 100 odată o luau, știi? Nu mâncai nimic, mâncai numai niște căcaturi de gogoși. La un moment dat, bă, dar nouă ne foame. Păi de ce nu spuneți că vine foame? Păi mâncăm numai gogoși, nu, stai, comandăm. Păi zic, și de unde comandați mâncare? Din restaurant. Zic, din ăsta? Ce da? Ce nu ți-e frică să mănânci din el? Bă, ce restaurantul meu, cum adică, mă jignești? Ala era doar barul de la drum, că mai era într-adevăr un restaurant în alta aripă, de ala de protocoale. Ulterior am aflat cine era moșul, ce afaceri dubioase învârtea el acolo, așa. Șeful poliției era cu mătrul lui, nu era nicio problemă, om avea protecție totală în zonă. Plătea nu știu ce deputați prin parlamentul lor. Și zic, bă, asta e bine, că înseamnă că putem face afacere aici, avem protecție. Și la un moment dat, sărim puțin peste timp, ne trezim cu un telefon, niște timp, după aia știu că voi lucrați cu Republica Moldova, da sau nu, că vrem să facem un business acolo. Ce business? Ce vrem să îi aducem de la niște venind de albini? De ce nu faceți voi după el? Că noi ne-am mai interesat și avem niște prieteni comuni care au spus că voi vă mai ocupați cu asta și dacă voi toți știți drumurile acolo și aveți o ștetezi și să vă aduceți voi pentru noi. Ok, venim 100 de albine să vindea niște fiole micuțe. Era fiolă în fiolă, era o fiolă dublă, știi? Și între cele două fiole de sticlă era o etichetă de hârtie cu viza laboratorului, diverse date erau acolo. Atunci am văzut și eu prima dată în viața mea cum arată așa o chestie. Dar scump, nu mai știu să spun acum, dar era foarte scump. Un rahat de la de fiul, dar câteva sute de dolari. Și moșul ne-a zis, zice, bă, eu vă dau. Adică știu cine are de vânzare, da. Voi știți în ce vă băgați? Zic, nu știm, dar nu. Povestești tu. Ce vedeți că aici cu bani mulți la mijloc. Băieții aia pentru care luați băieții să aibă o crema de bani ca să poată să cumpere cantitate, kilogramele care le vor ei cu o fiulă, de aia avea 2 ml. Adică, sau 5, nu mai știu. Bă, zic, cred că au bani, dar zice, cum plătesc? Păi zic, plătesc prin bancă. Nu puteai să faci plăți externe cash. Trebuia să le faci prin bancă, atunci se făcea cu acreditiv. Erau niște metode mult mai greu de a face plăți externe. Reprezentantul al moșului s-a întâlnit cu aia în Iași, s-au pus ei de acord cum să facă acreditivul. L-au făcut, au plătit tăiat în vestul țării acreditivul, că se plătea niște taxe pe acreditiv. Când a venit contractul între ei și ne-am uitat pe contract și noi, am zis, da, chiar era o formulare acolo, creativ stand-by. Nu mai țin minte exact, dar dacă mi-aduc bine aminte, creativul stand-by era o chestie de genul că îți dau banii când vreau eu. O un pic mai complicată, dar cam asta era esența, că nu îți debloca banii instant. Ăsta a făcut rost de la niște ucraineni de marfa în sine, le-a trimis-o la ăștia cu hârtii de laborator, cu tot ce trebuie, deci a fost o tranzacție legală. Aia au plătit un avans, au primit marfa și nu au dat drumul la bani. Nu știu din ce motive, n-au mai plătit. Noi când am văzut chestia cu posibilitatea suspendării plății sau amânării plății acreditivului, am spus la ăștia, băi, noi v-am adus până în punctul ăsta, vă vizăm, supervizăm contractul, dar nu mai vrem comisiuni din afară. Am zis că dacă se lasă cu țeapă, de ce să ne luăm gratuit, știi? La care i-au spus, nu bă, că ați muncit totuși voi, v-ați bătut capul, v-ați făcut traseele între noi și aia, ei dau bani, noi oricum la virarea Murphy, noi vă dăm partea voastră. Păi, partea noastră are vreo 38.000 de dolari. Contract de intermediere frumos, legal, că aveam firmă în Iași atunci, îți dai seama, în 96 se trezești peste noapte cu 38.000 de dolari în cont. Erau mult mai... Și mai chem un mai mare în România care aveau 380.000 de dolari, poate într-o trasă, sau 3 milioane. Dar pentru noi era mult, erau mulți bani, știi? Însemnau mult mai mult decât înseamnă 38.000 acum? Sau tot la fel? Sau mai puțin? Bă, cred că da. Cred că erau mai mult atunci decât ar însemna acum 38.000. Nu mai aduc aminte exact ce... Cred că puteai să iei un apartament cu banii, dacă nu mai bine. Nu, dar nu, cred că un apartament îți luai în Iași cu banii. 38.000 de dolari. Poate știi ca Greuceanu, nu zi un palo și un stilet. Poate apartament de o gazonieră sigur îți luai. Tot cam așa, poate maxim 50.000 acum să zici cam, că... Da, 50.000, cam așa să zic, să spunem. Da. La 50.000, dar bine, fiind și Iași și nu București, de exemplu. Da, nu mă rog. Mai știu exact că... Da, mă rog, mulți bani. Deci... Erau mulți bani. Da. Ei, și măcar unul tânăr, când s-a văzut cu banul în cont, prima dată, ce facem? Păi mergem să ne distrăm, să sărbătorim... succes. Tranzacția, succesul. Păi o sărbătorim în țară, că deja ne puțea în țară. La nasol, nu duci la mare. Auzisem noi din la niște amici, bă, ce mai mișto e la Budapest sau în Ungaria, la Balaton. Cap, compas, Balaton, plecând spre Balaton, cu dăciuță, bineînțeles, plecând spre Balaton, ne-am zis, bă, dar mergem la noi doi, ne plictisim. Păi pe cine mai luăm? Păi hai să le iau pe Vărmiu. Hai să ne trecem pe la el, nu? Am recuperat socială, bă, mergi cu noi, ce să facem acolo? Noi plătim, tu te distrezi cu noi.
merg, dacă e așa. Hai, uite, mașină, dă-i bice. Trecut frumos munții, am trecut de Cluj, pe la Huedin oprim într-o parc să mâncăm ceva, să ne pipilim. Și îl întreb pe ăsta într-o doare, bă, tu ai pașaport? Asta zice, nu. Păi și cum căcat ai să ieși din țară fără pașaport? Cum te gândești tu că ai să treci granița fără pașaport? Păi zice, nu, am uitat de pașaport, m-am luat cu isteria plecării și am uitat de pașaport. Hai, zic să-mi bat piciorul. Întoarce, bineînțeles, hai înapoi la Suceava să-și asta pașaportul. Ce avea, dar nu avea la el. Nu avea la el, da. De la Huedin la Suceava, da. Altă zi, tot pierdută. Își iau un pașaport, imediat îl știa unde e el și îl recuperează, hai înapoi. Nu era o problemă banii pentru benzină. Da. Era de unde. Da. Deci, nu care mergeam la Balaton, ne cazăm la cel mai pengos hotel. Îți dai seama ce ochi au făcut aia când intru în Canger. Nu era Canger, era bună mașina asta. Intră la Dacia parcare, cumpără 3 din linea, care sunt full de bani, știi? Ne-am cazat, super apartament, hotelul cu tot felul de dotări. Primul lucru, ce facem? Mergem să închiriem o mașină. Ce închiriem? Decapotabilă. Nu mai puteai să mergi cu Dacia deja. Nu mai puteai să te faci de căcat, știi? Și decapotabilă. Mercedes. Normal, nu? Că așa era românul. La Merțan prima dată. Oricum, cert este că am fript-o vreo 7-8-10. Așa, cam așa, am văzut săptămână la Balaton, am cheltuit o grămadă de bani. Din aia 38.000, cam într-o lună, o lună jumătate, s-a dus vreo 16.000. Băi, tot felul de căcat. Yachts, cars, women's, money, drinks și așa mai departe, parties. Mai trece o lună de zile, la un moment dat ne trezim cu soldații moșului într-o seară în Iași să ne spuneți cum dăm de aia, că nu ne mai dau bani. Mergeți la ei, nu, noi de unde să-i știm, că au venit în Iași, noi am întâlnit cu ei în Iași. Că nu mai dăm de ei. Păi și nu ce să o facem? Cum ce să ne faceți? Voi ați venit cu ei la noi. Stai mă, frate, mi-ai spus tu că e între voi și ei, dacă e o problemă, ne bași pe noi acum la mijloc. Doamne, așa e. În Moldova așa e tradiția, că dacă vii cu cineva și te prezint, înseamnă că garantezi pentru el. Vai, zic să-mi bai piciorul, să vezi acum în ce rahat, că tot sugem noi la greu. Le-am dat coordonatele lor, unde să-i găsească, au plecat. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nici nu vreau să aflu, nici până ziua de azi nu vreau să știu ce s-a întâmplat acolo. Cert e că au venit pe loc câteva zile, recuperaseră foarte mult, aproape integral marfa respectivă. Dar mai urmau să mai recupereze niște bani, inclusiv ai noștri, pentru că afacerea nu s-a mai făcut. Bine, mă, ok, nu. Dar ce trebuie să veniți la noi, la Reșcani, să discutăm cu partenerul din Ucraina? Bine, venim. Am venit, băi, adică, bă, afacerea a căzut, trebuie să-mi dați bani înapoi. Bine, noi îți dăm bani înapoi, dar nu mai avem 38.000, dar cât mai aveți? Păi am cheltuit vreo 16.000 de lei. Păi zice, nu-i problemă, dacă garantează domnul Ivan pentru voi, ne-i dați înapoi într-un an. Am făcut noi calcul, vreo 1.400 dolari pe lună, e cam făceam, știi? Da, și dobânda la ei. Bine, și dobânda, cât poate să fie dobânda? Cât e dobânda? 20%. Aia zic, 16.000, încă 3.200, e bine. Nu, 20% pe lună. Bă, stai un pic, în felul ăsta mă îngropi, devin sclavul tău, îți pun lalele în grădină, nu mai pot să fac nimic. N-am de unde să dau asemenea bani. Hâr, mâr, până la urmă a rămas că e 8% pe lună. Și trebuia să dăm banii în un an de zile cu 8% pe lună. Trecea luna, 8%. Tot era mult, și așa? Era foarte mult. Nu? Atunci am vândut măciuri de mac și stâlpi de telegraf și stâlpi de telegraf vechi, aia ne-au scos tot căcaturile, știi? Așa, ne făcuse, mă rog, un fost personaj din miliția română care ulterior a trecut în poliția română și care la moment de decedat. Vrea omul ceva, vrea el 100.000 de stâlpi de aia de telegraf, de lemn vechi, gudronați. Bă, 100.000... Să facă ce cu ei? Export, habar n-am, nu știu ce făcea cu el, îi vroia pe vagonat toate actele în regulă, cu scrisoare de trăsură, cu tot. Îi trimitem un bucureștriaș. Plătea omul cinstit, bine, 100.000 de bucăți. 100.000 de bucăți. Ne-am gândit, bă, facem noi 100.000 de stâlpi de aia, dar e măsa, nu se poate să nu-i fac. Și am luat-o prin țară, hai să căutăm stâlpi, unde, dintrei pe unul pe altul, ciupim informația că pe partea asta de Moldova, de Nord, Bucovina, partea ar fi când s-au înlocuit, nu s-au aruncat, s-au stocat undeva. Cu mașină, direct. Câmpulul moldovenesc. Ne întâlnim cu unul de acolo, prietenul unui prieten al unui prieten care îl știa pe alt prieten, dacă așa se făceau business-urile așa. Ăla zice, bă, hai să mergem la un tip care a fost șef de gară, șef de șantier, CFR, nu știu unde, pe la fundul Moldovei, în zona aia, câmpulul împojorât. Ne pune ăla la masă, mâncăm, bem, zice, hai să vorbim, ce vreți voi de fapt? Păi vreau stâlp de aia. Sunt în zona, bă, ce ar fi, ce, cât vreți? 100.000. 100.000, da? Ia veniți în cur. Mă gândeam, zic să-mi bag picior, vezi că mi-i arată undeva. Voi vreați 100.000 de bucăți, nu? De 100.000 de bucăți. Și nu e extrem de mult? Dar nu ne-am dat seama, știi? La momentul respectiv nu realizam cât de mult e.
Și mă scoate om în spatele casei lui și mi-a arătat așa un versant de munte. Zice, cam câți copaci crezi tu că-s pe munte la asta? Zic, nu știu, 20.000? Zice, dacă nu merg 5.000 de copaci, ești foarte tare. Voi vreți 100.000? Și abia în momentul respectiv, uitându-mă la muntele ăla, mi-am dat seama ce vrem noi de fapt, știi? Păi, noi da, vreau vreo câțiva munți. Da. Aoleu, zic, frate, crezi că m-am mușcat-o noi? Ce gogoașă de business asta. Păi și ăla a fost vrăjeală că vreau 100.000? El chiar vrea 100.000, nu însemna că trebuie să ieși, livrăm 100.000, că el ne plătea la livrare, știi? A, deci dacă dai câte 20, câte 100, câte 1.000... Păi altă, e vagonai, nu puteai să pui 100 de 10.000 de stâlpi de aia vechi într-o garnitură de tren, păi făceai o garnitură de tren de la Câmpul Lung până la București. Da, chestia este că atunci am realizat ce căutăm. Da. Ne-am dat seama de dimensiunea dezastrului, știi? Intru în casă și spun lui Cristi, că domnul Cristi, zic, Cristi, am pus-o. De ce? Acum știu ce înseamnă 100.000 de stâlpi. Omul a zis, bă, eu mai știu pe unde sunt. Sunt câteva mii. Într-un an, într-o 8 luni de zile, bătând toate drumurile forestiere, pe la izvoarele Sucevei, pe la Brodina, prin nisipitul, toate fundurile de sate, da, de acolo și de gări și de halte și de depozite vechi de șantiere, ce fel. Am adunat într-un an de zile 11.000 de bucăți. 11.000? Tot e... Tot e mult. Bine, noi ne-am scos din gros pentru că am prins la un moment dat și niște traverse de la vechi. Au mers și alea, știi? Le-au considerat ca fiind stâlpi. Că dacă nu prindeam traverse, la muream de gât cu ucrainei, n-aveam să-l dăm bani. Ăla, contractul ăla ne-a scos din rahat. Da. Și atunci am bântuit toate. Stai, s-am făcut într-un an de zile, am făcut aproape 200.000 de kilometri. Am două seturi motor, o segmentare, un ambreiaj, benzină la greu. Dar am zis, stai, bă, nu vă dau toți banii care mai am în cont, lasă-mi ceva să mă pot mișca, lasă-mi bani să fac bani. Atunci a fost și faza cu șurubelnițele. Deci anul ăla, perioada aia 96-97, m-au văzut ai mei prea despre acasă. Ai fi vândut orice, absolut. Și anul ăla te-a scos bani pe bani, adică doar ai reușit să dai bani înapoi și atât, sau ți-a mai și rămas nu, ceva? Nu, ne-a scos bani pe bani, deci într-un an de zile am dat bani. Ai muncit doar ca să stai o săptămână în Ungaria. Exact, e bine și... prin țară. Dar pentru asta am muncit un an de zile. Ce, muncit un an de zile ca să te lăfăi o lună, să zicem. Da, da, pentru asta. Dă-ți seama cât de prost am fost, de proști eram. Bine, că da, n-a ieșit business-ul, că dacă ieșea business-ul, rămâneam cu bani, știi? Păi, e același lucru ca și când stai la job un an de zile și ții concediu 20 de zile. Da, exact. Și... păi aia muncești un an. Da, aia muncești un an pentru concediul ăla. Problema e că nu ți-o dă nimeni la cap, nu trage nimeni un glonț în cap dacă nu cumva nu poți da bani înapoi. Da, da, da. Aici era și faza asta în plus, stresul ăsta. Da. Dar ți-ai zis, am vândut tot felul de căcaturi, filtre de ulei, de Dacia, tot becuri de la fieni, deci tot ce prindeam... rupeam. Cam atât pentru astăzi. Dacă vă place această serie și dacă ați ajuns până la minutul ăsta din video și vreți ca această serie să continue și vreți ca Alex să vă mai povestească chestii din tinerețea lui zbuciumată, să zic așa, lăsați cât mai multe like-uri la acest video și dați-i cât mai multe share-uri ca să știm că vă place și că trebuie să continuăm această serie. Nu uitați să abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem data viitoare.